Unde sunt mă ăștia, mă, că iară stau aici și îi aștept de atâta vreme? Bă, unde? Dă-i, mă! Tony! Tony! Trebuie să alimentăm! Trebuie să alimentăm! E bun așa, e bun așa, dă-te jos și alimentează, Tony. Dă-te tu jos și alimentează, eu nu mă dau jos de aici, ne-am să fiu. Bă, bă, ce faceți, mă, aici, bă, bă, opriți-vă, mă, bidon. Uite-l și pe ăsta, dar ce cauți aici, frate? Bă, ce căutați, mă, cu chestia asta aici, mă, bă, v-am zis că avem misiune specială de făcut, mă, și voi veniți cu schijetul pe asfalt? Stau pe ghidon, lasă-mă în pace, hai, tai-o. Tu comentai când am dat toți banii pe asta, eu cu Tony am pus bani și ne-am luat motoreta asta, șmecheră. Da. Bă, dați-vă mă jos, mă, că trebuie să vă explic ce avem de făcut, bă, voi sunteți bolnavi. Ce dacă căutați în benzinărie? Băi, ia! Ia alimentează da. Aici, hai, alimentează la băiatul, șterge și parbrizul, hai, îți dau un leu. Alimentează acum, Tony, stai că am o treabă de făcut. Nu, tu, bă, ăsta care lucrează aici. Bă, ce treabă ai de făcut? Nu te supăra că te întreb. Să alimentez, dar nu mă mai pot da jos, fiindcă sunt între picioarele lui Tony. Tony, dă-te jos și alimentează, așa. Gata, hai că m-am dat jos. Bă, dar nu pleca, mă, fără mine, bă, fraie. Mă duc singur acasă. Mă duc acasă. Întoarce-te, bă! Mă duc singur acasă să mă joci. Ce mă bate pe mine, bă, nu mă bate pe mine, bă, oprește-te! Ce-ai făcut? Vezi, a plecat fără mine și acum ce fac? Trebuie să stau cu tine. Da, e vina mea că a plecat fără tine, bă, tu ești dement. Da. Este. Este vina ta. Cum te cheamă? Uite, se întoarce. Bă, cred că ne calcă. Bă, dă-te la pat! L-am oprit, putere. Mamă, anglezile astea de oțel. I-a rupt maxilarul lui Tony. Oțel inoxidabil. Ai zis oțel? Oțelul, galați! Eu nu plătesc bucata asta de motorină că e 11 lei. Uite că 20 de lei motorină aici, unde mai e? 30 de lei motorina, benzina, motorina plus trebuie să băgăm. Băi, 91 de lei scrie aici. Băgați-mă, bă, acolo, bă. Băi, e 100 de lei mașina voastră, băgați odată, bă. E 100 de lei litru, eu nu bag de aici. Cum să bag 100 de lei litru? Tu ai nebunit la cap? A, ți-am dat curanga de două ori dacă îți mai dau mai capul ca la porc. Bă, vă scot pumnii și vă dau cu pumnul cap de nu o să mai știți ce cu voi, bă, dacă mai continuați așa. Că vă rup capetele alea de proști la amândoi. Tu să înveți să taci întâi și după să vorbești. Tu să cer voie să vorbești mai întâi. Fai, mai lei, ai oprit. Te-ai dă multe, ba, una dacă mai dăm. Da? Vă bateți joc, vă bateți joc. Opa, una. Opa? Ia, vino cu acea, mă, că... Stai, că mai ești tu. Am scos pumnii, bă, vă băgați aici în mașina asta, acum, motorină, și mergem la misiunea pe care am primit-o de la domnul președinte Klaus Iohannis. Dar de unde știi că n-avea motorină în mașină și de unde știi cine e Klaus Iohannis și de unde știi că e președinte? Vino cu acea, mă, să-ți dau cu pumnul ăla în cap, că deja nu știi cine. Prinde-l, prinde-l, după el, vino cu acea, vino cu acea. Bun, sper că v-ați liniștit. Miau! Ești ok? Da. Nu! Oai, lei, m-am ferit! Te-ai ferit, păi, ești mecher, nu poți opri așa ceva, ia uite, uita. Băieți, mergem să plătim odată motorina pe care am pus-o în schijet. Vă rog frumos, duceți-vă și plătiți. Pe cine? Dă-ne bani. Tu banul. Dă banul. Eu să vă dau bani, bă. Banul jos. Ești mecher, a? Banul jos, hai. Bă, nu mă șefuiți, mă, bă, opriți. Dă banul, dă banul. Banii jos. Jos. Vă rog frumos, avem o treabă de făcut. Primim toți banii din lume dacă ne terminăm misiunea. Uite că se face întuneric de cât stăm aici, bă. Intrați o dată și plătiți. Bă. Banii jos dacă banii. Nu. Banii. L-ai omorât pe Tony. Păi da. Ok? Banii okay, jos dacă bun, nu. Gata, dau banii, gata. Gata, te rog frumos, fii cu minte că dau banii. Acum mai dau. Ia. Ia aici banul. Ia banul că nu te mai suport. Vino cu acea, mă, poftim banul. Ia banul. Mă cheamă ambulanța. Bun, gata, avem banii. Acum vă rog frumos, intrați odată. Parchezi schijetul. Ce faci? Parchezi schijetul. El parchează, mă. El de asta a venit aici, ca să parcheze. Doar dacă îi dai una, zboară. Dar intră, mă, intră acolo cu ăsta. Hai, intră acolo. Hai, cine? Ia că intru eu că m-ai supărat. De că vin și eu. Hai, intrăm, să-i arătăm la Dai, doamna. Bună seara, uitați ce, la ce avem depus benzină. Ajută-ne și până alea, ridic un pic pe ăsta, da, ridic un pic. Ridică puțin ăsta. Așa, bravo, așa.
Bună seara, da. Am intrat să vă arătăm ce șmecherii ne-am cumpărat. Mâinile jos, picioarele sus, acesta este un jaf. Băieți, ați intrat în magazinul greșit, e gol aici. E un jaf, acesta este un jaf. Bă, ce dracu jefuiți, când e gol magazinul sunteți turbați. Mâinile sus, gol. Picioarele jos, acesta este un jaf. A, da, chiar e gol, asta este. Hai bă, că am luat benzină gratis și nu-i nimeni, știi ce înseamnă asta? Că putem să fugim? Ia dai. Tribomba! Bă, nu mă lăsați singur aici! Bă, opriți-vă, mă, puțin, opriți-vă! Stați așa, bă, bă, cred că vine gardianul, bă! Care bă, gardian? Vine paznicul! Tu mi ești gardian! Vine! Uite, uite-le! Aaaa! Bă, să stați singur cu ăsta! Băieți, sunteți ok? Nu! Vine după mine! Ajutor! Ajutor, cineva aici! Ajutor, cineva aici să mă ajute! Domnule Elmo, te rog frumos, lasă-mă pace, nu mă prinde! Băieți, nu e ok, suntem blocați aici din cauza voastră, că ați venit cu schijetul vostru determinați și da, bă, din cauza, din cauza e și vina ta, Tony, taci că te știu pe tine! Tu ești prost. Bă, dacă nu erai tu să țipi atâta și ne-a auzit Elmo ăsta... Da, bă, ne-ai dat de mâncare la rechini. Exact. Da, eu v-am dat de mâncare la rechini, nu? Da, exact, ne-ai dat de mâncare la rechini. Cum facem să scăpăm de aici? Trebuie să găsim o metodă cum să ajungem din nou la schijet, oh. Pentru că suntem înconjurați de Elmo. Ce? Ce? Spune, ce? Chemăm taxiul. Chemăm taxiul, nu? Asta e ideea ta, să chemăm taxiul. Și da, să sunăm la pizza. Sau așa, sunăm la pizza și avem și mâncare și, și mașină cu care să plecăm, ha? Ce zici? Bă, Tony, bă, ești un geniu, bă. Da. Vezi, eu știam și mama a zis mereu, dar voi n-ați crezut. Haideți, sună la pizza, sună tu. Da, n-am telefon. Nicio, sună tu. Sună. Bă, mergem cu... Sună pizza. Sună. Bă, opriți-vă, mă, bă, tu... Ne urcăm pe schijet, fugim la pizza și dăm comanda acolo ca să fie caldă. Da, păi și cu ce fugim? Cu schijetul de aici. Bă, haideți, haideți după mine, repede, mergeți la schijet, la schijet. Care schijetul? Să urce în el, că vine Elmo după noi! Urcați-vă, urcați-vă, că vine! Dai, 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 dai! Așa, așa, dai, dai, dai! Trebuie să luăm pe asta înainte, că ăsta e cel mai fraier. Vino cu aia, Elmoule! Bă, nu cred că e bine dacă luăm înainte, ne-am blocat în el acum! Bă, ce faci? Uite-te, bă, ce-ai făcut, bă, că ai lăsat acolo schijetul, bă, și e înconjurat de Elmo, bă. Cum scăpăm acum, că nu mai vine atac, ai vrut să luăm pe sus, pe ăla, ha? Că e cel mai fraier. Păi că așa se face, le-ai pe ăla pe sus ca să le arătăm dominații, dar ce să știi tu, uite la asta, uite la asta, asta se pare că arată dominație. Băieți, nu mai scăpam niciodată de benzineria asta. Să te murim, murim pe vecie, pe vecie. Explodează benzineriele. Băi, ăsta, ți-o arunc înapoi, bă. Băi, putea să nu mai arunci cu grenade aici, bă, opriți-vă, mai trăim, opriți-vă, opriți-vă că ne omoar, ne omorăm noi dacă nu ne omoară Elmo. Ia mai mâna ți-ai plăcăi. Bă, unde pleacă ăsta, mă? Ia stai, mă, că mă duc după el, mă. Băieți, mai avem un plan de scăpare, da? Avem tancul. Aici de față ne urcăm în el și mergem cu el, omorâm toți Elmo din jurul nostru și scăpăm. Bă, era un tank aici. A fost întotdeauna un tank aici, bă, nu l-ai văzut? Tony, da? Dă-i. Bagă-te în el și dă-i. Tony, Tony, tu ești alesul. Dă-i, Tony. Nu mai este. Tony, ești ales, urcă-te în el și du-te. Du-te, Tony. Da, porți ca un tank. Băiatul e blindat. Vrei să vii și tu? Ei, nașpa de tine, frățior. Hai, salut. Poftim. Așa, Tony, dai, rupe-l. Rupe-l, arată cine-i șeful, Tony, haide. Ce șansă n-are ăsta? Bă, Tony, nu cred că e bine. Cred că vrea să te omoare, Tony. Tony, te descurci? Da, am totul sub control. Ia de aici, mă, fraiere. Bă, vine după mine. Vine să mă ajut, că vine după mine. Bă, mai bine decât să vină după mine. Păi ești într-un tank, omule. Bă, da, nu vreau, frate, nu leșină o tatăl ăsta. Mă prinde! Bă, mă prinde! Bă, Tony, bă, mă prinde! Trage-i, trage-i, fă-i ceva! Îi trag! L-ați omorât! 1-0, 1-0... Acum mai au de încă 100! Deschideți! Vreau să intru în țară! Bă, tu ce vrei să faci, mă? Bă, tu vrei să pleci la graniță cu tankul? Tu ești ok? Da, și nu înțeleg de ce nu se deschide poarta asta. M-am urcat cu Tony în tank. Așa, Tony, dă-i înainte. Deschide-ți!
Deschideți porțile într-o țară! Bă, unde vrei să pleci, mă, cu tancul meu, bă? Bă, taci, trag direct în tine, dacă nu taci. Bă, nu uite, așa te fac. Suntem la graniță, suntem aici la domnii polițiști, Ben, o să vadă, o să fie martori. Deschide ușa, creștine, domnii că polițiști. Altfel te rup în gură aici. Vrei să te rup? Tony, nu cred că funcționează așa. Tony, să ne bagi în berele. Tony, polițiști, Ben, să știți că eu nu sunt cu ei. Eu pot să trec granița fiindcă eu sunt din Guatemala. Uitați pe mine, m-a lăsat. Ne auzim, băieți, v-am pupat. Că așa-i când ești șmecher. Bă, unde ne abandonezi, mă? Așa stai, mă, că nu ne-am terminat misiunea pe ziua de astăzi. Bă, nu mai facem o prostie, bă. Te rog frumos. Odată trebuie să eu, trac. Nu trage, bă, cu ăla. Baracheta asta în ei. Nu trage, bă, nu trage. Da. Bă, omule, suntem la graniță, vrei să treci cu tancul într-o altă țară, cu tanc care nu-i al tău, în timp ce sunteți urmăriți de Elmo, bă. Am găsit al meu să fie, ce-am găsit al meu să fie e al meu și plus, vreau să-l dau la Rabla. Domn polițist, vreau să-l dau la Rabla, tancul să-mi iau altul. Lasă-o să intru. Vine, mă, lasă, uitați, băieți, hopa, pot să trec granița cum vreau eu. Da? Nu, bă. Nu trage, scoteți-l, te rog, oprește. Scoteți-l pe Tony, De poarta, ieși, bă, avertisment. Ieși din tancul ăla. Ultimul avertisment, deschide poarta. Deschide poarta! Bă, l-ai omorât pe Ben, o să vină Ben polițiștii. Deschide poarta! O să vină Ben polițiștii, bă, dacă l-ai omorât pe ăla, mă, bă! Nu, a venit Ben polițiștii! Bă, uite că Ben polițiștii au venit! Bă! Tony! Tony, ne împușcă pe toți, bă, Tony! Băi, stai că trag în ei! Acum, hai să trecem granița rapid! Acum, cât nu-i vede! Lasă-l să moară, lasă-l să moară pe prost! A, da? A, pe mine nu mă poți prinde! Aha! Hai, 1-1! Pablito versus tank! Ia de aici, tankule! L-am omorât! Ha-ha! Te-am omorât! De azi eu sunt capitanul! Pablito, capitanul! Nu mă lăsați singur! De astăzi vă închinați în fața lui Pablito! Tony, dă-te jos din tank! Bă, odată am trecut granița, nu mai e niciun pericol! Coboară, bă, de acolo! Da. Tony, ieși de aici, Tony! Ce-i asta? Bă, nu mai trage, mă, bă, ieși, mă, din tankul ăla, bă, avem o mașină aici, să mergem ca oamenii, ne începem o viață nouă. Să mergem odată, de-aia conduc. Bă, gata, nu mai e niciun pericol, am scăpat de tot. Eu stau în față. Bă, asta e mașina mea, mă. Bă, nu, unde scrie? Unde scrie? Zi unde scrie că e mașina ta. Bine, exact. Intru în spate, că, bă, incredibil. Așa, stai în spate, acolo. Bă, hai. Trist. Să-i dăm. În cealaltă direcție, Tony, așa. Tony, tu nu știi să conduci, bă, ce faci? Bă, dar Tony n-are permis. Înapoi, unde mergem? Bă, Tony, bă, ne-ai întors în cealaltă țară, bă, intră, bă, dincolo, bă, odată ești turbat, ce faci? Bă, păi, stai de... Bă, 3, Tony... 2, 1, domnii polițiști, ăsta n-are carnet, e drogat, scoateți-mă din mașină. Mă rog, ajutați-ne, ajutați-ne, mă rog! Kilometri pe oră, viteză, bă, 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 Tony! Oprește-te! Uite cât sunt! Nu mai tipa că mă panichez și opresc mașina și trag pe dreapta aici. Ăla vine după noi din spate, uite-l cum fuge după noi. Bă, aleargă toți după noi, bă, hai odată! Bă, îi dau full speed, full speed. Trebuie să abandonăm misiunea, fugi odată că și... Bine! În față e un elicopter cu care trebuie să scăpăm de aici, fugi odată! M-am lovit la cap la cum conduci, bă, ai grijă. Bă, conduc foarte bine, dar mașina asta merge cam încet. Bă, nu te mai lovi, mă, de tot ce te lovești aici. Trage dreapta, mașina. Trage tu pe dreapta, că elicopterul aici. Trage pe dreapta? Da, oprești. Bă, ce faci, mă, că trage pe dreapta, băieți, haideți, go, elicopterul, go. Gata. Bun, ăsta e elicopterul. Urcați repede în el pentru că uite-i cum vin. Uite-i, sunt pe drum spre noi. Dă-i. Vine, unul vine, sare spre noi, Tony. Bă, te-ai urcat tu, iar o conduce acolo. Bă, vine după noi, pornește odată elicopterul, că m-a... Cum porneai? Cum? Ne-am mâncat pe toată.